Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod, așa, un nou videoclip. N-am mai postat în ultimul timp deoarece avusesem treabă și n-am avut timp. Bun. Și mă joc Universe Sandbox 2 din cauza că mi-e lene să mă joc jocuri publice și World of Tanks am să joc undeva pe începutul iulie, vă promit. Așa, astăzi vreau să vă spun o șmecherie din Universe Sandbox 2, fiți atent. Nu știu dacă merge și la planete. Bun, am sugit puțin te, dar nu-i nimic. Nu-i problemă. Să văd dacă merge. A, nu merge luminositatea. A, dacă vreau să vă spun cum faceți, vreau să vă arăt o șmecherie. Te duce aici, te duce luminositate luminositate negativă activată. Ia uitați cum arată sare cu luminositate negativă cu radio. Ce ziceți, facem puțin mare? Ok, facem mare. Dar sper să nu pățească nimic. Nu știu ce fac dacă pățește ceva. Ok, deci îl făcui mare. Dați pe Mercur. Nici o reacție. Tot devine din ce în ce mai rece. Ia, cum e cu viața pe pământ? Tai de capul meu cât de rece. Deja nu mai e viață pe pământ, vă dați seama. Poate fric. Bine că n-au înghețat oceanele sau... Na, uitați cum arată soarele. Hai să-l facem și mai mare. Eu cum îl fac pe Mercur? Mercur? Încă mai trăiești? Na, îl pun înapoi la luminozitate normală. Așa, luminozitatea. Și... Pac! Opa! Am făcut ce s-a putut. Mă, dar ce repede se încălzește pământul. Opa! Da, am să vă promit că am să mai postez videoclipuri. Cât ați zice voi, pești. Am să postez videoclipuri cu jocuri publice. Și am să am timp. Bun, arată mult mai bine. E, păi și cam asta a fost șmecheria. Mă întreb cum arată și alte stele. Bun. Ah. Bun. Ok, ia să selectăm o stea de aici. Hai să selectăm pe... Hai să selectăm steaua asta. Și hai să vedem cum arată fără luminozitate. Să vedem cum arată. De curiozitate. Da, ca de obicei tot la fel. Cam toate stelele sunt la fel. Opa! Bă, dar ce supernova frumoasă. E, păi și cam atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și să ajungem la următoarele mele goluri. Deja se micșorează.
dar nu cred. Bye. Ciao.